Am revenit, doamnelor, domnilor, am văzut, așteptăm mai multă incisivitate, să spun așa, din partea sindicatelor în țara noastră, într-o perioadă greu încercată pentru români. Este marți și cred că v-ați obișnuit deja, odată la două săptămâni vine alături de mine domnul Emilian Frâncu, analist politic, să facem o analiză economico-socialo-politică, să spunem așa, a evenimentelor din ultimele zile. Îi spun bună seara și îi mulțumesc că și-a făcut timp să vină în studioul VTV. Bună seara, domnule Frâncu! Sărut mâna și bună seara tuturor telespectatorilor postului de televiziune VTV. Aș vrea să începem discuția noastră în această seară cu câteva informații foarte, foarte interesante pentru vâlceni și pentru toți cei care ne urmăresc. Informații care personal recunosc și mie mi-au scăpat. Este vorba despre câteva date cu o semnificație importantă în calendar, dincolo de faptul că mâine este Sfântul Petru și Pavel. Să le zicem la mulți ani tuturor celor care la mulți ani tuturor celor care mâine sărbătoresc numele. Dar au fost câteva zile cu rezonanță în viața politică, economică și culturală și aș vrea, repere calendaristice, exact cum le-ați numit dumneavoastră. Și chiar vă rog să da, ne spuneți, domnule Frâncu. O să încerc să le puntez pe scurt, da. Pentru că au trecut două săptămâni și în cele două săptămâni mi-am notat și eu câteva astfel de repere. Unul pe care eu îl consider extrem de important s-a petrecut pe 23 iunie, când Republica Moldova, alături de Ucraina, a primit statut de la Consiliul European de țară candidată pentru intrarea în Uniunea Europeană. E un lucru foarte mare, pentru că acum în 2 ani, 3 ani, 4 ani, să zicem așa, probabil aceste țări vor deveni chiar membre ale Uniunii Europene, în funcție, evident, de parcursul lor democratic, de implementarea unor... Și de reformele pe care reforme, exact. Și cu aceeași ocazie, Georgia a primit și ea un fel de cartonaș alb de data aceasta, adică a spus și voi cât de curând veți avea același statut, dar trebuie mai întâi două, trei, să zicem așa, probleme să le rezolvați pe plan intern. Deci au primit și ei multă, multă speranță. E, faptul că, într-un fel, noi am putut să îi ajutăm pe vecinii noștri de peste Prut e un lucru mare și important. După aceea, pe 25-26 ale lunii acesteia, deci sâmbătă și duminică, am fost personal la Învârtita Dorului. Este o sărbătoare tradițională, Învârtita Dorului la Vaideni, a 54-a ediție. Iată, deci că avem o jumătate de secol de tradiție. Exact, de tradiție acolo păstorească, transhumanța. Și a fost foarte bine organizată, a fost, să zicem, un moment în care s-au lăsat săbile deoparte de oamenii politici, da? Și au mai, să zicem așa, socializat, și-au mai schimbat cumva părerile, opiniile. Și ce pot să spun e că acolo am văzut costume foarte frumoase și au fost 19 formațiuni din peste 10 județe din împrejurim, dar chiar și de la Bistrița Năsăud. M-a impresionat acest lucru. Deci, asta a fost o noutate? Că mă gândesc că ați fost de-a lungul vremii la această Deși sărbătoare. Nu s-au mai ținut în ultimii 2 ani ediții directe, ci doar online, am fost chiar surprins că din nou au revenit multe formațiuni care au reprezentat aceste județe, pentru că asta înseamnă că și acolo se dezvoltă păstoritul, că și acolo se păstrează tradițiile. Și apoi a fost acel drum frumos până la Bâlciu din Vaideni, la târgu de obiecte populare și unde oamenii și-au putut să-și cumpere și apoi s-au retras tradiționalul tocan. A fost lume multă.
A fost destul de multă lume și mulți oameni, mie asta mi-a plăcut. Erau oameni totuși de data aceasta, poate cum, mai nu neapărat vesel, dar se vedea bucuria în ochii lor că participă la un astfel de meci. Multe poze, îmbrățișări, deci toată lumea, zic eu, că s-a simțit bine. Acum, să tot pe 27, ieri, de exemplu, iarăși un moment interesant. Prințul Paul, nu prințul, Paul de România, că prinț de obicei este cel care este moștenitor legal. El este bastard considerat, Paul, așa, dar cineva care aproape, să zicem așa, scăpase de sub atenția, de sub lupa ziariștilor, a fost reținut la Paris. El are o condamnare de 3 ani și 4 luni, dacă nu mă înșel, și e primul din lotul Băneasa care a fost, iată, reținut. Că mai sunt vreo 3-4 de tip, cum să spun eu, samsari, de tip dezvoltatori imobiliari care au fugit din țară, implicați în acest mare proces, și cum e, de exemplu, Remus Truică, că da, nu ce mă aminte. Deci este sute de hectare pe care ei le-au luat prin diverse... Și ăsta este un semnal? Că poate începem să ne recuperăm și noi pierderile mari pe care le-am suferit prin sentințe judecătorești și mai ales printr-o chestiune pe care, sincer, eu nu pot pricepe. De ce nu se dă la noi acea lege care să spună, domnule, dacă după fond ești condamnat, să nu mai ai dreptul să ieși din țară? E simplu. Decât în cazuri excepționale cu aprobări, nu. Deci sunt, adică oamenii sunt presupuși nevinovați, de acord, dar poți să-i pui o anumită restricție să facă anumite lucruri. Pentru că altfel, evident că omul cu o săptămână, două înainte de a se pronunța pe apelul, pleacă din țară și nu mai prins. Sunt țări care refuză, iată cum Grecia, cum Italia, care refuză să mai valideze hotărârile luate la noi în țară. Plus că apare acea poveste frumoasă că, domne, condiții inumane, deci folosită și de doamna Udrea în Bulgaria, după aia se ruga ea, domne, dacă tot e, nu mă lăsați aici, că aici, într-adevăr, stau cu bărbații alături, măcar la noi sunt separate zonele unde sunt închiși bărbații de femei. Așa. Ei, în fine, un element mai mărunt. Important însă este că astăzi este ziua ziaristului român. Facem o scurtă, vă întrerup, mă scuzați, pentru că este ziua ziaristului și ați adus în discuție și acest subiect interesant și dumneavoastră nu sunteți departe de meseria ziaristului, pentru că cine vă cunoaște știe ce contribuție ați avut în viața mass media vâlceană. Colegii din regia de emisie îmi spun că v-a căzut la valiera și să reglăm această situație pentru că nu vă auziți foarte bine. Asta este, știți cum este în televiziune, domnul Frâncu, când nu avem totul pus la punct, trebuie să intervenim și să remediem problema. Ziua ziaristului, într-adevăr, iată, o zi, nu știu, cred că dacă știe foarte multă lume, că astăzi este ziua ziaristului. Ce mesaj aveți? Sau cum... Da, sunt, în primul rând sunt unii care spun, domnule, de ce mai trebuie încă o zi a ziaristului român când avem ziua libertății presei pe 3 mai. Pe 3 mai, exact. Bun. E, UZPR-ul, de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, a căutat în 2015, după circa 8 ani de demersuri, să promoveze această lege. Cum că este important pentru ziariștii din România să aibă o zi a lor. E un fel de comemorare, deci nu este o zi festivă, este o zi de reflexie gravă asupra destinului ziariștilor. Și ne amintește de momentul când, tot pe 28 iunie, dar în 1883, unul dintre cei mai mari jurnaliști pe care a avut România, și puțin știu activitatea jurnalistică a lui Mihai Eminescu, deci marele nostru poet, a fost și un mare ziarist. UZPR-ul acordă și... Exact, a fost în Partidul Conservator, la ziarul Timpul, care era organul de presă al lor, dar scria
adică făcea analize politice mușcătoare. Valabile și astăzi, cred că. Da, și în ziua aia a fost arestat, a fost printre primii ziariști din țara noastră arestați pe motive politice. Dar el a fost în felul ăsta exclus din viața publică, după ce a fost și internat, între ghilimele, la spital pentru... anumite probleme de sănătate, afecțiuni de mentale și scos oarecum din viața publică. Și atunci, ca să comemoreze acel moment, ca să ne gândim puțin și la problemele pe care le are presa reală în România, s-a gândit să se facă această zi. Ea n-a putut să devină lege, și vreau să spun acest lucru, pentru că nu știu din ce motive, două, trei succesive acțiuni parlamentare au oprit-o din drum. Dau numai un exemplu. UDMR-ul a zis, domnule, să nu se numească așa, ziua ziaristului român. Să se numească ziua ziaristului din România. Și de așa avea toate avizele comisiilor și la Senat și la Camera Deputaților, când s-a dat votul în plen, a fost retrimisă la comisie pentru această propunere. Dar ce însemna asta? Ziua ziaristului român însemna că în această zi noi sărbăm și pe cei români din Canada, din Statele Unite, din alte părți ale lumii. Ei voiau doar în România să restrângă mult asta. Ei, a mai fost tot așa o reținere, o altă dată a venit iar pe masa Parlamentului și s-a spus, domne, mai există acea zi de 3 mai, haideți să nu facem așa multe zile festive, deși asta nu e o zi festivă, din contră, e o zi de reflexie gravă asupra destinilor presei. În fine, până la urmă, UZPR-ul în toată țara face astfel de momente de aducere aminte. Și pentru că tot am vorbit de asta, mâine îi invit pe toți jurnaliștii care sunt în oraș, în regiune, să participe la o slujbă închinată jurnaliștilor care nu mai sunt printre noi, care s-au dus la ceruri. Un Emilian Rău, un Tudor Iosifaru, alți ziariști de forță care nu mai sunt. Și în memoria lor, Petre Tănăsoaică, așa, e o slujbă. Ziua, adică la Catedrala Sfântul Petru și Pavel din Nord și se va desfășura acolo. Ei, dar astăzi mai este un moment extrem de important și pe care am simțit eu că unii nu l-au semnalat cum trebuie. Sunt 50 de ani de când s-a înființat, s-a deschis cu putere de panglică, așa, cu tot ce vrei tu, Spitalul Județean Vâlcea. Astăzi. Adică spital astăzi, de Radu Dobrescu, pe vreme era primul director, așa, a fost și ministrul Teodor Burghelea, o mare personalitate, academician, era ministrul sănătății de atunci. Ei, și cu liderii politici locali, cu mulți medici... A fost inaugurată clădirea spitalului, spitalul, da. Acum 50 de deci ani. Deci spitalul nou, exact. Are 50 de ani deja de existență. Apar, n-am avut asta, să știi, să fie rușine. Dar au făcut ceva autoritățile noastre? Nu știu nici eu, că n-am relații extrem de directe cu... Ați văzut ceva la știri, colegi, că nu am urmărit? Nu. Da. Ei, tot astăzi... Ați trecut cu vederea, dar să știți că e un lucru foarte, foarte important. Poate... De-aia am și ținut să-l menționăm, pentru că țin foarte mult și la tine și la VTV și aici, până la urmă, de aici se transmit până la urmă niște informații interesante de interes larg. Ei, tot azi în Parlament, și m-am uitat direct, deci n-avea cum să preia încă presa locală, s-au întâmplat două lucruri, zic eu, de interes, care vor avea impact în viitor, și anume... Adrian Chesnoiu i s-a permis DNA-ului să-l ancheteze, deci s-a ridicat imunitatea cu o largă majoritate, una dintre cele mai largi majorități. Chiar el a cerut lucrul ăsta și de apreciat, să zicem, acea atitudine respectivă și a dat demisia și din poziția de ministru și a dat demisia, am înțeles, s-a suspendat și din PSD și a păstrat calitatea de parlamentar și atunci a trebuit să se ia o hotărâre de ridicare a acestei imunități pe care o au, adică să poată să fie cercetat și va fi cercetat și se va vedea, e dacă omul vinovat, nu e vinovat, exact. În fond asta interesează și opinia publică și pe toți cei care sunt implicați în fenomenul ăsta politic. Dar s-a mai întâmplat un lucru. AUR
a depus prin viitorul Mire, președintele Aurului, da, acum are nuntă are cât nuntă. De curând, prin august, la începutul lunii. Mergeți la nuntă, apropo de asta? Nu, dar oricum apreciez faptul că omul, iată, se îmbracă în straie românești, tradiționale, tradițional. Și a invitat pe toată lumea, da. E deschisă, ca pe vremea lui Zelea Codreanu, că și Zelea Codreanu a făcut un gest similar. Ei, ce s-a întâmplat? Au depus 2 milioane de semnături, deci 2 milioane, nu 1 milion cât ar fi fost poate necesar, 2 milioane de semnături pentru demiterea actualului președinte, lui Klaus Iohannis. Bun, e un lucru important. O primă condiție a fost îndeplinită, dar mai trebuie 2 și nu cred că s-a... De fapt, mai trebuie 2, dar a doua, mă cert, nu vor putea atinge, și anume, trebuie și Parlamentul să valideze acțiunea, deci să se facă acel referendum de demitere, așa, da. Și cum acum majoritatea îl sprijină așa larg pe Klaus Iohannis, și PSD și PNL o să se opună acestui demers, așa puțin probabil că se va ajunge la referendum, dar prima condiție a fost îndeplinită, trebuie să dea de gândit unora. Iar acest număr mare de semnături, exact. Și probabil că a treia s-ar fi îndeplinit, în sensul că acum sunt condiții mai puțin draconice ca pe vremea lui Băsescu. Acum trebuie să fie doar 25%, să zicem, din cei cu drept la vot să participe la referendum, și majoritatea din ei decide. Și aia s-ar fi îndeplinit. Probabil că sunt mulți nemulțumiți. Da, trebuie mai întâi să treacă prin Parlament. Da, aia nu se va îndeplini, dar nota bene, văd că omul și-a făcut. Deci președintele Aur și-a făcut într-un fel datoria. Datoria, s-a angajat, da, pe care și-a anunțat-o. Da, ei, în ce context toată treaba asta? Păi au strâns de mult timp aceste semnături, spun că ei sunt nemulțumiți de felul cum conduce președintele, e dreptul fiecărui partid să aibă o opinie. Ei, și tot astăzi, ca să încheiem cu acest calendar pe care într-un fel l-am pregătit, da, pentru telespectatori, astăzi a început summitul NATO. Și e ce e important, se pare că va fi un document, un nou concept strategic în care deja se acordă României un rol destul de important pe flancul estic, cu transformări importante și venit ajutoare, și eu ce aș dori, că de-aia mă bucur, sunt sigur că vom primi ajutor american pentru refacerea infrastructurii. Eu cred că vor veni mulți bani ca să avem și noi autostradă, să poată să ajungă și ei mai repede la Deveselu, mm-hmm, să-și refacă... Adică e spre binele țării noastre. Țării, că se vor reface cele culoare de transport atât de dorite, da, de noi. Mesajul de la summitul NATO care a început astăzi, domnule Frâncu, apropo că ați deschis subiectul, nu știu, nu credeți că eu sau există riscul să îngrijoreze faptul că noi vom fi mai în atenția Alianței Nord-Atlantice, vor veni mai multe spre noi și militari și dotări. Va fi și un creștin și obligații suplimentare, și obligații, evident. Adică, nu știu, oamenii poate se gândesc că ne atacă, vine rusul peste noi. Că nu, am mai discutat și probabil că o să facem acum legătura și cu războiul din Ucraina. Deci, eu zic că nu avem de ce să ne îngrijorăm, pentru că a ataca o țară NATO înseamnă război mondial și probabil război nuclear. Chiar dacă, să zicem așa, vor fi doar câteva lovituri strategice cu încărcături limitate, dar să nu uităm că în momentul acela noi putem oricând, în orice secundă, să nu mai existăm, nu doar noi, toți cei care trăim pe acest pământ. 6 luni, un an, inclusiv rușii. Să stăm, exact, să stăm prin peșteri, pe sub apă, cei care apucă să mai trăiască. Deci nu se va ajunge acolo. Chiar dacă există un grad, oarecum, între ghilimele, de nebunie din partea domnului Putin, care a făcut un gest extrem de urât și condamnabil, de a ataca o țară suverană, așa, oamenii zic că ei, vezi, Doamne, își recuperează niște teritorii pierdute din fostul URSS și își refac, să zicem așa, arealul de răspândire a celor care sunt de origine rusă, așa, au și justificarea lor mică, dar, oricum, ce a urmat, deci toate aceste atrocități subsecvente unui război,
vor lăsa urme adânci în evoluția umanității. Hey, da, așa cum... mai este și atacul molului, parcă... Da, acolo astăzi e o altă chestiune tot așa controversată și așa, pe mine, nu că mă doare sufletul, nu mă doare deloc sufletul, dar tocmai pentru că astăzi este ziua ziaristului român, nu pot să accept minciunile pe care presa le transmite cu obstinație, propaganda, fake news-urile, propaganda. Bun, în timp de război este într-adevăr, să zicem așa, permisă această propagandă și să știe că cele mai multe minciuni pe timp de război apar. Dar iată ce spun rușii. Noi cunoaștem versiunea ucraineană, că într-un orășel Kremenciuk, așa, unii au spus că la Kiev, nu, orășel Kremenciuk, așa, unde erau în acel mol, vezi, Doamne, 1000 de persoane, deci orășel micuț, dar era un mol 1000 de persoane, spun ucrainienii, și până la urmă au zis că au fost două victime, după aia s-a ajuns la 18, și așa mai departe. Da. Cum justifică rușii? Rușii spun, domne, acolo, lângă o clădire comercială care nu mai își îndeplinea funcția, adică părăsită, adică nu, atenție, era părăsit, nimic. Îi zic, domne, era părăsit acolo, un complex comercial părăsit. Era, de fapt, alături, un mare depozit de armament. Și noi pe acela l-am distrus, dar lovind depozitul de armament, unde erau depozitate muniții grele pentru rachetele pe care le-au primit acum de la americani, le-au explodat. Și suflul exploziei a incendiat și molul părăsit. Deci iată cum fiecare dintre... Păi și până la urmă unde este adevărul, apropo de propagandă, pe la mijloc, domnule? Pe la mijloc, cred. Așa e, așa cred eu. Adică, probabil că, dați seama, nu-s nebuni nici rușii să creeze atâta puncte, val în toată lumea. Domnule, au omorât atâția civili să atace direct un mol. Nu, atacă și ei puncte unde simt că au și sateliți, ca și ucrainienii. Ucrainienii au un mare câștig că primesc aceste informații, știu toate deplasările militare ale rușilor. De-aia ei spun, gata, va fi atac în zona aia și acolo atacă rușii că să văd deplasările. Așa și ei, probabil că au depistat câteva puncte din acestea unde se adună armament și normal că oamenii vor să-și protejeze armata. Dacă ai observat, cumva s-a schimbat complet tactica armatei ruse. Adică nu mai merg înainte să ocupe un anumit teritoriu, să moară zeci de mii de oameni și așa mai departe. Nu. Acum ei stau frumos în tranșee și bombardează puternic zona pe care vor să o atace. Și apoi, pas cu pas, soldații se duc și recuperează acele zone distruse, terminate cu sute de elemente de artilerie care fac prăpăd în jur. Acum, de exemplu, situația acolo este dramatică. De ce? Și noi am avut o predicție corectă. Am spus... Cred, eu așa cel puțin împreună am spus așa că ei și-au cam atins cam 70% din obiective rușii și există riscul ca să apară un război de lungă durată în tranșee și să mai dureze 3, 4, 5 luni acest război nimicitor. Până când ucrainienii adoptă, posibil, că trebuie să ne gândim, bă, ce soluție e să ieșim? Da, rușii nu se vor retrage sub nicio formă. Să se rupă Ucraina în două, așa, da, ca în Corea de Nord, Corea de Sud. Dar e principiul lui Kissinger, care a spus, domne, teritorii contra pace, sau pace contra teritorii. Eu zic că va trebui să fie convins, deși nu-i dă voie Constituția, și eu îmi dau seama că e o mare responsabilitate pentru Zelensky să accepte așa ceva. Dar până la urmă, să spun ce se va întâmpla. Da, interes. Acum viața... e Lisiciansk, cel care, orașul pe care s-au concentrat toate forțele, chiar ultimul punct de necucerit încă de ruși din provincia Lugansk, deci 98% din Lugansk e ocupat de ruși, a căzut Severodonetsk, despre care vorbisem, care a fost un alt Mariupol, acum bombardează zi de zi cu sute de proiectile, bombardează pozițiile rusești care sunt încă în Lisiciansk. Acum, încheiindu-și această campanie, că probabil în două săptămâni o să cadă și acest ultim bastion, pe de altă parte, în Donetsk,
cam 70% și Donețcu este ocupat de ruși. Au reușit să spargă blocada inițială din 2014, că acolo erau tranșee, ca pe linia Siegfried și Maginot în războaiele mondiale. Ei stau în spate, bombardează și apoi se duc și mai fac 2-3 km, mai înaintează puțin. Se va ocupa probabil tot Donbasul. Și atunci va fi momentul cheie. Eu am spus tot timpul prin august, sfârșitul lui august. Ziceți că atunci Se va încheia ocuparea acestor ultime, să zicem, redute ucrainiene. Ei rezistă eroic ucrainienii pentru că speră ca să sosească ajutorul american cu acele rachete moderne. Au și început să fie folosite, iată, pe insula Șerpilor. Uh-huh. Au putut deja să tragă de la distanță mult mai mare și va fi greu să mai faci ceva pe insula Șerpilor. Va sosi acel ajutor, apropo? Va veni. Păi s-au alocat banii, vor veni, dar vin greu. Convoaiele sunt ușor reperabile de armata rusească și vor tot trimite astfel de rachete ca să distrugă căile ferate și alte... Și toate alte puncte strategice. Dar ce se va întâmpla? Și închei. Ultima idee pe care vreau să o spun. Simt eu că în august va fi un moment cheie. Dacă până atunci liderii marilor puteri găsesc o formulă ca să îi explice lui Zelenski că poate că e o variantă și asta cu teritoriile, ca să nu mai moară atâția oameni nevinovați. Să se poată întoarce acasă o mare parte din populație și eventual primind atâta ajutor și logistic, să reconstruiască partea de vest a Ucrainei și să primească armament, să poată face eventual peste 2 luni, 3 luni, 4 luni de la semnarea încetării focului, o contraofensivă cu șanse. Poate că se va ajunge acolo. Dacă nu, și putem discuta tema asta, rușii, terminând cu Donbasul, se vor concentra pe cele două zone pe care le-au zgândărit până acum. Harkovul, care e o zonă pe care ei să luptă în momentul de față cu armata ucrainiană, dar mai ales cu Nicolaevul. Nicolaevul e punctul cheie pentru sudul teatrului de operație, adică Odessa. Uh-huh. A căzut Nicolaevul, a căzut și Odessa nu cade direct, cade și zona de lângă Odessa și rușii se duc și ocupă tot Buceavul și devin vecini cu noi. Și să unești și cu Tiraspolul, deci cu zona aceea, că la vreo 20 de kilometri Nicolaevul de Tiraspol. Odessa n-au cum să o cucerească ruși. Nu vor putea vești pur, oricât ar ataca-o. Pentru că e super bine apărată, 1, 2, e oraș UNESCO, toate clădirile de acolo sunt din secolul al XIX, al XVIII, deci superbe, sunt o frumusețe de oraș. Și nu cred că au atâta simț criminal în ei ruși și chiar să distrugă treaba asta. Cum au făcut mujahedinii prin Afganistan și prin alte zone unde au fost ei și au distrus vestigiile vechi de 5.000 de ani. Și prin Siria au fost distruse vestigii. Dar se va întâmpla altceva. Rușii zic, dom'le, și așa stăm acum în tranșee, am făcut legătura cu Tiraspol, am ocupat Buceagu. Și stă frumos Odessa o lună, două, cinci, un an, fără să fie aprovizionată cu apă, exact. Deci ca un fel de asigurarea o cetate asediată. Deci fiind înconjurată de inamic, ziceți, e doar pe asta mare e strategia. Eu asta așa văd strategia. Sunt șahist și văd etapă după etapă. Din păcate suferă oamenii, din păcate mor mulți, mulți oameni. Și văd că lui Putin mai puțin îi pasă că sunt 10.000, 30.000 sau 50.000 de soldați uciși, nu, din armata lui. Din armata, că victime sunt multe. O să se vadă că probabil în urma acestui război o să fie peste 100-200.000 de oameni uciși, copii, femei, bătrâni. Adică e un dezastru umanitar acolo. Noi nu ne dăm seama că suntem încă totuși departe. Știrile sunt seci. Domnule, au murit 100 de oameni acolo. Nu simțim durerea familiilor care își pierd copiii. Dar, până la urmă, cred că, se va reuși să se găsească acel compromis. Adică, ziceți că, până la urmă, Zelenski va ceda? Pentru că altfel... Nu văd altfel, rușii nu pleacă. Ei au ce-au ocupat, rămân. Așteptăm august, august. Ce spuneți și așteptăm și vom face o analiză și atunci, domnule Frâncu. Și dacă toți suntem în afara granițelor țării noastre... Vreau să vorbim și despre Statele Unite
ale Americii, cu da, interzicerea avortului. Da. O țară emblemă, eminamente democratică, care iată ia o primă măsură puternică antidemocratică și exultă fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, pentru că a fost o lege promovată de ei și acum Curtea Constituțională a luat dreptul la avort. A fost abrogat un drept pentru care femeile din Statele Unite luptaseră vreo 30 de ani, da, așa, de ani, ca să-l obțină. Și acum iată că este abrogat acest drept. Se dă prin acest act dreptul ca fiecare stat să adopte o politică proprie. Și multe state unde sunt sudiștii, cei care fusese răstăpânii de sclavi înainte, da, care sunt mai riguroși, da, mai puțin așa, democrați, așa, vor da probabil legi anti-avort dure. În alte state, mai ales zona de centru și nord, vor fi mult mai largi. Adică, legea va fi anti-avort, dar aplicată diferit cu anumite de la stat restric, la de exemplu, anumite, sigur, în mod cert, omenește, ar trebui ca să se analizeze de la caz la caz. Și am discutat și eu cu soția, cu Droseta, medic. Da, doamna doctor domeniu. Droseta, exact. Și ce spune dumneavoastră? Ea mi-a spus așa, că ar trebui pe altă direcție să se meargă, adică pe contracepție, pe educație, ca să limitezi dramele, că sunt și drame când, să zicem așa, din inconștiență, da, să zicem, o fată care și care suferă, că sunt ori sau la orfelinate, ori bătuți de mame care nu iubesc și așa mai departe. Dar în rest, lasă dreptul fiecărei persoane să hotărască asupra trupului propriu. Dar, repet, înăsprind anumite lucruri în așa fel încât sau motivează financiar sau în alte forme pe cei care nasc copii și atunci vei avea o natalitate, că până la urmă asta se dorește, pe de o parte creșterea natalității. Da, și în al doilea rând sunt acele zone oarecum neoprotestante care spun, domne, nu ai dreptul să omori un copil care din momentul concepției el reprezintă o ființă umană. Deci nu poți tu, mamă, nu mai ești tu pe trupul tău, ești tu pe trupul copilului care e autonom, independent, creat de creația lui Dumnezeu. E de discutat, dar oricum e de semnalat. E de semnalat pentru că, repetăm, Statele Unite ale Americii, emblema democrației. Da, iată, de acolo adică vine lumina între ghilimele. Democrația ce mai înseamnă sau ce va mai însemna de aici înainte? Nu, este o dezordine totală în acest moment. Pe de o parte sunt unii care sprijină ideea de gen și nu de sex, adică, vezi, domnule, e și genul neutru și fiecare, da, dacă eu mă consider femeie, sunt femeie și așa neutru, mai departe. Da. Sunt niște, mie mi se pare anomalii. Da, vedeți, sunt extreme. Exact, extreme. Deci, ori. Și atunci, vezi, la un moment dat lumea nu mai știe pe ce cale să apuce. Deci e o dezordine în momentul de față legată de morala universală totală. O dezordine totală. Și asta se datorează și faptului că, până la urmă, banul a început să fie pe primul plan în dauna culturii, în dauna unor elemente de tradiție, de pregătire în familie a copiilor. Deci ei nu mai au de unde să-și culeagă. Sunt 7 inși, toți 7 îi vezi că stau și butonează la telefon. Și nu mai au niciun fel de legătură directă unii cu alții. Când se creează acele puzi de suflet, când, într-adevăr, ar evolua omenirea. Așa e, involuție și nu știu unde vom ajunge. Da, și dacă tot ați adus în discuție copiii care stau cu orele pe telefon, haideți să vorbim puțin și despre bacalaureatul. Mi-am notat eu aici, pentru că sunt câteva lucruri într-adevăr tare, tare frumoase pentru învățământul vâlcean. Deci, în primul rând, au fost bacalaureatul, au fost rezultate nesperat de da, bune, dar și bune subiectele nesperat de ușoare. Așa. Și acel coeficient 73,3% este cel mai bun coeficient, cea mai bună rată de promovare de 10 ani de zile. Deci din 1912-13 nu s-a mai 2012-2013 nu s-a mai întâmplat așa ceva.
Dar deci, sunt 89.000 de bacalaureați, deci de tineri care își iau zborul în lume, așa, și 162 de elevi cu nota 10, ceea ce e important. Ei, acum aici, la cele cu nota 10, vreau să mă opresc puțin, pentru că asta înseamnă că în județul Vâlcea există excelență. De fapt, noi am tot avut olimpici reprezentați la olimpiadele internaționale și ne-am bucurat și prea puțin i-am promovat, zic eu. Așa, știm numele la toți fotbaliștii și da, așa. Da, mai puțin, dar mai puțin la performanță. Și profesorilor care îi pregătesc. Ei, trebuie felicitat liceul Mircea cel Bătrân, care a ieșit pe locul 2 pe țară. Pe țară? Pe țară, locul 2 pe țară. Uite, eu mi-am și notat, colegiul Sfântul Sava a avut 8 note de 10. Așa. E, la Mircea cel Bătrân au fost 6 note de 10. Felicitări. Deci, felicitări, de asta vreau și eu să le spun din tot sufletul, da. Și dascălilor în primul rând și elevilor care s-au străduit. De asemenea, Vâlcea noastră a ieșit pe locul 3 pe țară, Per total, medii de 10. Deci noi am avut 9 medii de 10 per județ. Au fost 30 de medii de 10 la București și 15 în Prahova. Și egal cu noi a mai fost Galațu. Deci am avut locul 3 ex aequo cu Galațu. Un rezultat excelent. Extraordinar. Și am mai avut un rezultat de grozav top. Și vreau să-i felicit și pe cei de la Matei Basarab, deci de la Colegiul Național de Informatică. Deci au avut numai 3 medii de 10, deci undeva în pluton, dar 100% promovabilitate. Adică nu avem nici măcar un singur elev absolvent înscris la BAC pe care să pice. Deci au luat toți, ceea ce iarăși demonstrează seriozitatea dascălilor. Da, felicitări. Trebuie să, ce e frumos și bun trebuie scos în evidență, zic eu. Și m-am bucurat când am citit aceste rezultate. Iată, acum uite, am văzut, mai e încă o chestiune care de data asta trebuie să ne dea de gândit. Din 204.000, mi-am scos eu aceste date, 204.000 de elevi intrați la școală acum 12 ani, deci în 2010, se poate verifica. Acum, iată, au promovat 89.000. Deci s-au pierdut pe drum aproape 60% din tot contingentul lor. Așa s-a pierdut pe drum. Ceea ce înseamnă că sunt mari probleme totuși la nivelul mijlociu. Bun, avem elite. Avem, să zicem așa, dascăli bine pregătiți și care sunt buni ca dascăli. Dar iată că învățământul, în esența lui, are mari lacune. Da, cauzele sunt pe de o parte abandonul, cred. Abandonul, plecarea în străinătate. Plecarea în străinătate și asta reflectă nivelul de trai și precar. Și indiferența unora de a mai urma cursurile școlii când văd că miniștrii noștri au absolvit Biotera și alte lucruri. Nu spun de spinoare, că totuși poartă un nume a unui mare. Nu, sau chiar n-au absolvit. Sau n-au absolvit, cumpărat studiile, etc. Ei, aș mai vrea să spun aici un lucru interesant, care probabil o să facă vâlvă în următoarele zile. L-am auzit direct azi pe ministrul educației, pe domnul Câmpeanu, Sorin Câmpeanu, spunând că el dorește ca din următorul ciclu școlar să apară licențierea dascărilor după un an de practică. Deci să facă absolventul de facultate, așa, și cu studii de pedagogie la bord, să facă un an practică sub îndrumarea unui așa numit îndrumător. Adică ca în avocatură. Exact. Da? Ca să fie oarecum pregătiți de ce trebuie să facă ei concret la clasă. Și atunci acest lucru se speră că va duce la ridicarea puțin a nivelului mijlociu, că noi de aici suferim. Avem problemă. Așa. Plus că vor fi cele... Ziceți că va produce vâlvă asta? Da, pentru că dai seama că pe toți dascălii vor fi niște criterii noi de plată a salariilor dascălor. Ai olimpic, primești de 3 ori salariu, primești o primă de atât. Ai rezultatele ăștia, cum a fost la Matei Basarab, promovabilitatea 100%. Păi e clar că toți cei care au susținut acest rezultat să fie cumva stimulați. Deci să dispară cumva egalitatea de remunerație
pe rezultate total diferite, pentru că s-au fost și licee unde nici măcar un singur om n-a trecut bacul cu niște, cu niște probe de toată jena. Da, dau numai un exemplu, au fost aproximativ 15%, iarăși date statistice interesante, 15% din elevi n-au știut să recunoască într-un anumit text un verb, da, nu știu ce e verb, nu cunosc. Și au mai fost vreo 10% care n-au știut cât fac 10 plus 10 împărțit la 2. Aici vorbiți de evaluarea națională. Da, la matematică, de data asta, clasa 8-a. Da, dar, da, domnule, nu se poate ca tu să nu știi ordinea operațiilor. Operațiilor, cum se rezolvă. Da, vedeți, aici este dascălul care nu își face... Da, n-a avut curiozitatea și el să le dea, că ăștia erau la mintea cocoșului să dai astfel de exerciții, să zicem, elevului și... Ele s-au dat foarte ușoare pentru că s-au gândit lumea că, domnule, au făcut online, a fost un experiment și să avem grijă de copiii noștri. Foarte bine. Dar nici la acest nivel, de-aia suntem atât de mulți analfabeti funcționali. Pentru că România e pe locul întâi, atenție, în Europa, doamna Paraschivescu, la numărul de analfabeti funcționali făcuți pe statistici oficiale. Deci nu noi, România, ne-am făcut. Uniunea Europeană a creat acest sistem de examinare, de testare și la noi au fost aproape 15% de... care am avut un învățământ performant, pe cultură, poate că depășim uneori diverse state, Austria, poate, sau Spania, dar atenție, la cultură generală. Dar oamenii analfabeții funcționali sunt cei care citesc un text și când îi spui, bă, ce ai citit tu? Nu înțeleg. Nu știu, nu cunosc. Da, într-adevăr, este un fenomen care ar trebui să îngrijoreze. Avem măsuri luate în coaliție, neînțelegeri în coaliție, chiar conflict în coaliția de guvernare. Cum vedeți dumneavoastră perioada asta pentru cei din cele două partide, domnul Frâncu? Păi, în primul rând vreau să spun că până acum totul e fluid. Adică, de exemplu, noi azi nu putem vorbi de niște măsuri fiscale preconizate, pentru că, într-adevăr, se tot spune că se vor face. Nu e nimic concret. Abia mâine vom avea o ședință de guvern, când la ora 4-5, așa, o să putem spune, domne, ăștia sunt măsurile preconizate. Dar marele conflict între PSD și PNL, deocamdată se prefigurează a fi pe modul de impozitare viitoare a românilor. Adică, cota unică sau o impozitare progresivă. Ei, fiecare din partide dorește ca să impresioneze mai mult segmentul care e tradițional votant, adică liberalii să arate că îi sprijină mediul de afaceri și că lasă cota unică, cea care a generat o creștere mare economică, chiar pe vremea lui Tăriceanu a fost. Și așa, chiar și acum s-a anunțat creștere economică. Exact, noi tot creștem economic, dar toți o ducem rău, nu știu cum așa, dar e un paradox. Așa, iar domnul Ciolacu iese și spune tot timpul, domne, sunt inechități mari salariale, sunt de acord. Și eu, care sunt liberal pur sânge, și zic, într-adevăr, sunt prea mari diferențele de pensii, de salarii între, nu știu, unii judecători sau alții, poate din... Sau chiar și funcționari publici de la care stat, au salarii, peste salariul președintelui. Și atunci, într-adevăr, ar trebui niște măsuri de apropiere. Ajută-l cât poți, că există o limită, pe cel care are pensie mică și venituri mici, așa, dar nu-l omorâ totuși pe cel care produce, să zicem, într-un fel, bunăstarea sau creează locuri de muncă. Lasă măcar situația așa cum e acum. Ei, la noi în țară se iau niște măsuri ciudate, de exemplu asta cu 50 de bani pe litru, 5 lei la 10 litri, sună mai frumos, iată diferență de comunicare, liberalii care ar trebui să fie, pe vremea lui Crin Antonescu eram super încântat la orice discurs, e acum când văd pe nenea președinte, de la Crin Antonescu cu acesta cam dus cu... E jale, adică un discurs ca zon și nimic, și au spune 50 de bani la litru. Evident că cei de la PSD mai șmecher puțin au pus-o, domne, 5 lei la 10 litri, ca să rămână în cam măcar 5 lei ăștia. Este o măsură controversată.
Dar greu era de luat ceva la noi pentru că nu avem sustenabilitate. Două lucruri importante. Dom'le, din fericire pentru statul român, toate aceste creșteri de prețuri și la energie și la alimente se răsfrâng bine la guvern în teșcherea și atunci poate să plătească, că ei nu prea au cu ce, că vezi, fac niște împrumuturi de la dobânzi uriașe. Da, au de plătit programe. Și atunci tot întârzie măsurile. Dar chiar și așa, totuși, cu acești 50 de bani dați, noi am avea totuși la combustibil prețul cel mai scăzut după Ungaria din Europa, ceea ce e interesant, eu nu știu cum apare. Pe de altă parte, te rog eu frumos, doamna Claudia, ieși pe stradă și o să vezi că e mașină în mașină. Plin, mașină plin în mașină. Acum, când e așa de scump combustibilul. Da, așa este. Sunt lucruri care trebuie bine analizate și poate că e o măsură tranzitorie. Dar da, trebuie... vedeți că poate era, toată lumea spune că ar trebui plafonare și nu compensare. Că... La plafonare știi ce ți se va spune tot timpul. Dom'le, plafonând, faci ca la un moment dat să nu mai existe produsul ăla. Că nu mai au interes oamenii să cumpere la preț, adică să facă comerț pe aceste prețuri impuse. Și dacă nu mai câștigă, totul e plafonat, deci riști să nu mai ai benzină în stații, riști să nu mai ai adică motorină. Adică să nu mai fie interesat benzinarul, exact, să comercializeze. Exact, să fie efectul pervers. De asemenea, noi zicem, bă, lucrăm la accize. Mm-hmm. Lucrăm la accize și acolo nu faci. Putem știi să ce se întâmplă? Noi avem ultima, cel mai de jos acciză din Uniunea Europeană, asta ți-o spun cu certitudine. La carburanți, cea mai de jos acciză. Deci și bulgarii deci, o au acolo. Deasupra noastră. Noi avem cel mai și de jos. Avem nu mai putem coborî acciza. Numai că, din păcate, prețurile sunt măricele, pentru că la noi este această lăcomie a celor care livrează petrolul și normal că limitează câștigul celui care lucrează direct și se răsfrânge în buzunarul cetățeanului. Da, din păcate. Ne întreabă cineva despre inflație, domnul Frâncu. Dacă, nu știu, avem informații și despre inflație. Da, v-ați mai uitat că... pe indicii statistici? Deci, Institutul Național de Statistică pentru luna aprilie la inflație comparată cu luna aprilie a anului trecut, a stabilit că avem o inflație de 13,8% în luna aprilie. Foarte mare. Ei, să spun așa, la mărfurile nealimentare 16,35%, la mărfurile alimentare 13,54%, la servicii 7%. Deci, per total, adunate, fac 13,8%. Cel mai mult s-au scumpit cartofii, energia, gazele și rata medie a creșterii prețului e de 7,4%. Deci rata medie. Dar eu aici am o mare reținere. Quo vadis? Încotro ne îndreptăm. Nu văd soluție de a ne îmbunătăți viața. Deci tot timpul prețurile o să tot crească. O să fie pe feedback din ce în ce mai multă lume săracă, lume care nu-și poate cumpăra minimul necesar, revolta socială e în pregătire exact. Și atunci, la un moment dat, greu vom mai putea face, că e o ruptură de fapt această inflație, deci dintre un trai cât de cât acceptabil, pe care îl aveam, cei care eram prinși în sistemul acesta, ori firmă privată, ori stat, era un echilibru între venituri și cheltuieli. Acum, deodată, e o ruptură. Dom'le, un sal de 13% deja e enorm. Dacă era un 4, 5, 6%, încă se putea gândi că e o treabă. Acum e asimptotic saltul și va continua să fie așa, că noi nu luăm măsuri de a găsi noi surse de energie, nu avem măsuri de stimulare a unor investiții, care aceste investiții ar aduce puțină prosperitate pe zone. Păi să văd și eu o firmă cum e acum Olchimu, care e pe locul întâi pe țară și chiar într-o zonă a Europei, cu activitatea de acum, acel complexim, cum se numește. Să văd și eu alți investitori care vin și după o perioadă de un an, doi, normal, că nu poți de la început să fii number one în domeniu.
cu răbdare, cu puțină, cum să spun eu, abilitate comercială și să găsești locuri de muncă, să începi să angajezi, să găsească și tânărul vâlcean un loc de muncă bine plătit. Da. Nu mai avem timp, a trecut foarte repede. Aș fi vrut să vorbim un pic și despre COVID și noul val de pandemie anunțat. COVID-ul de pe... e cumva liniștit, doar 5 dar, decese avem astăzi și e bine, nu că sunt decese, că e un număr este mic încă sub, și iese din atenția noastră. Este, da. Nu știu ce o se mai perioadă întâmplă de la toamnă. La toamnă o să mai discutăm despre. Ne vedem peste 2 săptămâni, domnul Frâncu, și la o nouă analiză cultural-politică aici la VTV. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și numai bine. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mâine ne revedem ca de obicei la ora 19. Numai bine.